Am venit un pic la munte. Este o zi în care am găsit o baionetă. Nu știm, cred că e un Mallinger 1916, model M95. Salutare lume, ce mai faceți? No, lume, să știți că noi nu ne-am schimbat. Suntem tot aia, n-am plecat nicăieri, nu ne-am schimbat, suntem la fel. În schimb, eu cred că ne-am înmulțit lume de azi. Ai capul meu! De azi înainte, știți cât suntem? Nu știți cât suntem. Vă zic eu cât suntem. Suntem fix atât. 100.000 lume! 100.000 suntem. Oare când ne-am strâns? E adevărat? Nu cred că e adevărat. Lăsând toată gluma și emoțiile puțin deoparte, țin să vă mulțumesc enorm pentru că ne-am adunat atât de mulți, nici nu știu, nu-mi imaginam, adică pentru mine încă e ceva imposibil de atins, nu știu cum am reușit, dar uite că ne-am strâns 100.000 de abonați și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul, pentru toată susținerea, pentru că vă plac clipurile noastre, pentru că vă uitați în continuare la ele. Ceea ce pot să promit este faptul că mă voi strădui în continuare să vă aduc conținut, să vedeți ceea ce vă place și cu siguranță în viitorul foarte, foarte, foarte apropiat o să avem și probabil o mică surpriză, dar nu vă dau foarte multe detalii acum pentru că încă nu e pusă la punct așa cum trebuie și nu poate fi dezvăluită, da? În schimb, astăzi o să avem un episod special pentru 100.000 de abonați. Sper să vă placă. Acest episod este dedicat vouă, este sponsorizat de voi. Mulțumesc mult încă o dată. Nu uitați că sunteți cei mai tari. Altceva foarte important, nu uitați să stați pe afară în continuare. Fiți pe fază, stați alături de noi și bucurați-vă de acest episod și nu uitați. Ne vedem data viitoare. Pa! Salutare la toată lumea! Astăzi este o zi pe fugă, este ora 1:26 după amiază. Este o zi de duminică, călduroasă, de vară. De fapt nu e atât de cald, dar e umezeală, e disconfort. Am venit un pic la munte. Este o zi în care am găsit o baionetă. Nu știm, cred că e un Mallinger 1916, model M95. Uitați acum, îl scoatem aici împreună cu voi. Deci se vede că e baionetă, lama, acilișa, garda, treabă, tot ce trebuie. Hai să o scoatem, să vedem de care e. Eu zic că e Mallinger, austro-ungară. Nu e cu teacă de data asta, dar nu contează. Jamboxează, nu? Hai să o scoatem, da! Ia uitați aici în ce stare este, Doamne ferește! Asta, da. Uite aici, boss. Baionetă. Nu? M95, dar într-o stare mai mult decât bună. Te leacă ce catacombe aici, și uitați. Prima catacombă pătrată aici. Și baioneta asta e de nota 11. Stare bună? Fa, uite o leacă aici cum arată. A? Ce zici? Au, au. Șmecherie, a? A. Asta da piesă. Uite cum e, cred. Las, că ziceai că nu găsesc baionete. Ia uite când încep și o să găsesc. Hai că zice Da. știa că trebuie să o caut pe aici. Cine mai dorește, cine mai poftește, ia uitați aici, Ribano. E super șmecher, ia uitați, zici că nu e adevărat. Zici că e scos din Super Mario. Ciupercuța la Super Mario. Mamă, ce tocăniță iasă din asta. Superbă. Ia uite că a găsit și ăla pe acolo. Zici că ai găsit hribul, ă? Aiu, dar să-l vezi pe ăsta meu cât e de fain, doamne. Deci sunt și hribi și afine la munte în perioada asta. Tot ce vrei pe aici. Numai să sperăm că nu dăm de urs. Da, roșu. Da, mai clește rusesc. Crește rusesc. Arată bine? E ok. Arată binișor. Și vino cu repede. Aici Stai leacă. Hai să mergem să vedem ce mai găsim. Vezi ce e? M-au pus bine să cred. Ah, ok, un... Asta este
Surprize, surprize, zici? A, mă, dar mă mai plimb mult pe aici. Sunt afine. Da, ia uitați. Bobiță. A, da. Bobițe mov. Deci afine. Lume s-au copt afinele la munte. Ia să vedem, sunt bune. Deci ne-am delectat cu afine. Acum să ne delectăm cu ceva finețuri, nu? Cu ceva obiecte. Wow! Zici că le-ai găsit în altă țară. Ce? N-am scos-o. Ce e aici? Ce e asta? Ce boschetă reală, ce pana mea asta. A, baioneta, mă. E baioneta ersaț, îndoită. Hai să vedem întreagă. Da, mă. Uite aici, ce stare. Vai, 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 ia uitați aici. Deci zici că a făcut electroliză singură. În mușchiuleț? În mușchiuleț și nu, asta e întreagă toată, nu e ruptă, nu e nimic la lama de la munte. Lama ersaț. Lama plus crește. Lama plus crește egal love. Ia uitați. Asta e Rusescu și cu austro-ungaru nu se înțelegeau ei prea bine, dar nu contează. Că îi facem noi să se înțeleagă cumva. Faine, vii la munte, găsești hribii de tocăniță, găsești și gamela rusească din cupru, ia uitați-o cât e. Putem pune la fier deja, așa. Facem o ciorbă îndată. Ia uitați aici. Mama mia. Deci cât e de frumos. Ești nebun. Ia te leacă. Aici mai sunt hribanii dacă am găsit patru așa, mă, țac, țac. Hai cât e de fain, Doamne ferește. Ia uitați aici hribișorii noștri. Ce? Ce cuțit, mă? Bă, cuțit cu crucea malteză pe el. Stai un pic. De care, mă? Auleu. Wow! Ia uitați aici. O piesă imba șmechere. Deci ăsta e inel de forțare de la un proiectil. Uitați că l-au îndreptat, au făcut crucea malteză pe el. Și lamă de cuțit. Wow! Oare și pe partea asta? Nu cred. Nu, aici nu, asta așa e eu. Te-o leacă, mă. Imba șmecher ăsta. E paftaua, hai cu paftalele. Pafta rusească, ia uitați aici cum arată. Wow, ce stare. Wow, wow, uite aici cu marcaje, mă, pe spate. Are piele încă, cumva? Nu știu dacă mai are piele. Ce s-o curăț eu? Nu cred că mai are piele, da. Prea interesantă, prea șmăcără. Doamne fere. A venit rusul peste austriac aici. Și o zbura pe uite că e mai diferit asta. Uite aici, 2 litri la marcaj. Ambulan mă la de-astea rusești. Ori, ori. Bucată de binoclu la suprafață. Ai, stai că asta nu cred că e de primă. Ba da. Cred că e german, mai mult ca sigur. Bucată de binoclu. Bun. Ia uite-le, ce. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place. Dați un like la fel, dacă nu vă place dați dislike. Dar ca de obicei, nu uitați să stați pe afară, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!